Codul administrativ, publicat deja în monitorul oficial, este actul normativ care înglobează mai multe legi ce reglementează activitatea administrației publice din România. Printre prevederile sale importante este și problema evaluării profesionale a funcționarilor publici, codul administrativ aducând o serie de modificări importante în acest domeniu. În primul rând, este important de menționat că evaluarea performanțelor profesionale se realizează anual, în anul următor perioadei evaluate. De exemplu, pentru activitatea din 2019, evaluarea se va desfășura în anul 2020. În al doilea rând, pentru anul 2019, evaluarea activității se va desfășura conform prevederile actuale ale legii 188 din 99 privind statutul funcționarilor publici. Abia începând cu anul 2021, atunci când se va face evaluarea profesională pentru anul 2020, se vor aplica prevederile codului administrativ. Una din primele modificări observate este perioada de evaluare. Conform legii 188, evaluarea se desfășoară între 1 ianuarie și 15 februarie, însă din 2021 perioada va fi prelungită până la data de 31 martie. O altă modificare importantă adusă de codul administrativ se referă la felul în care va fi folosită evaluarea profesională. Concret, calificativele obținute la evaluarea profesională, foarte bine, bine, satisfăcător și nesatisfăcător, vor fi luate în considerare pentru promovarea într-o funcție publică superioară, pentru acordarea primelor, pentru diminuarea drepturilor salariale cu 10% până la următoarea evaluare anuală, pentru funcționare care vor obține calificativul satisfăcător și, eventual, pentru eliberarea din funcția publică. În legislația funcționarilor publice, evaluarea e luată în calcul doar atunci când vine vorba de promovare sau concediere. Astfel, prin codul administrativ, se adaugă alte două puncte pentru care se va ține cont de aceasta, respectiv recompensa și sancționarea financiară a funcționarilor evaluați. Însă cea mai consistentă modificare o reprezintă exercitarea calității de evaluator. Mai exact, în legea funcționarilor publici există două tipuri de evaluatori: pentru funcționarii publici de execuție și de conducere. În cazul funcționarilor de execuție, evaluator este conducătorul compartimentului în care aceștia își desfășoară activitatea, iar evaluarea performanțelor funcționarilor publici de conducere se realizează de către superiorul ierarhic. Din 2021, însă, calitatea de evaluator va fi exercitată de funcționarul public de conducere pentru funcționarul public de execuție din subordine. Și pentru funcționarul public de conducere, evaluarea va fi efectuată de funcționarul public de conducere ierarhic superior. În fine, înaltul funcționar public va evalua funcționarii publici de conducere. Conducătorul autorității sau instituției publice va evalua funcționarii publici din subordinea directă. Și în fine, membrii Comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale îi vor evalua pe acești secretari. În legea funcționarilor publici, de coordonarea și monitorizarea procesului de evaluare se ocupă în acest moment compartimentele de resurse umane din cadrul instituțiilor. Dar în codul administrativ, aceste compartimente sunt eliminate din procesul de evaluare profesională.